Surpriză, surpriză, dar n-am avut timp nici să mă aranjez ca lumea. Iulia, puțin respect. Dragi copii, Ioana, uite ce am făcut eu astăzi pentru tine, special pentru tine. O stropel cu mămăliguță. Cu mămăliguță. Mama chiar nu era nevoie. Ei, nu era nevoie. Vai, ce zi, superb. Spuneți sau nu? Spuneți sau nu, doctor, că am impresia că pe dumneavoastră vă așteptăm. O vișinată. Nu, conduc, sunt cu motorul. Vezi ce băiat? Nu pune gura pe alcool. Ei, da, tata, eu vreau o vișinată. Drag. Deci, Ioana, dragi părinți, știu că e un moment important pentru toată lumea și mai ales pentru mine. Ioana? Vrei să fii haidată? Soția mea? Nimic nu m-ar face pe lume mai fericit. Nimic nu m-ar face pe lume mai fericit. Ana, ce-i cu tine? Nu e frumos. Mama, te rog frumos, nu, te rog nu te mai băga. Te rog, nu te mai băga. Am vorbit ceva ieri cu tine. De ce faci asta acum? Pentru că te iubesc, Ioana. Ce drăguț. O iubește și a plecat. Hai să încercăm o stropelul ăsta. E sora mea și o cunosc foarte bine. N-ar face asta niciodată dacă n-ar avea un motiv bine pe mine. Ce motiv? Voi ați înnebunit cu toții? Robert este un băiat extraordinar. Păi hai, mai bine să mâncăm niște ostropeli și mai vedem noi ce se întâmplă până de seară. Că doar nu s-a terminat lumea. Ia loc. O vișinată. Da, dublă, vă rog. Să iau un taxi.